Namaste! Leu, ce mai faci? Eu sunt Rina Devi și te salut acum din România. Primește un salut cald, o îmbrățișare plină de lumină, de căldură, de iubire și tot ce este mai bun pentru tine, toate dorințele tale să ți se îndeplinească. Totodată vreau să-ți reamintesc că această lectură este o analiză generală, poate rezona sau nu cu tine, tu ia doar ceea ce simți că ți se potrivește. De multe ori, aparent, cărțile pot să sugereze lucruri contradictorii. Nu este deloc așa, deoarece efectele lecturii constituie o sumă a tendințelor medii. Te rog să urmărești videoclipul, ascultă de la început până la final. Dă-mi părerea ta sinceră într-un comentariu ca să mă bucur și eu. Începem lectura de astăzi pentru toți cei ce aveți soarele, luna, ascendentul în leu, cu un card al îngerilor indigo, un mesaj al îngerilor pentru tine, dragul meu, draga mea, leu. Să vedem energia acestei lecturi, un mesaj ce vine de la îngerii Indigo pentru voi, toți care aveți ascendentul Luna, Soarele în Leu. Protecție. Protecție pentru lei. Această carte, dragul meu, draga mea, îți cere să te protejezi energetic de negativitate. Să știi că îngerii sunt tot timpul în jurul tău, iar aura lor puternică îți stă în permanență la dispoziție ca să te protejeze energetic. Pur și simplu cere cerurilor să te învăluiască cu lumina îngerească și devino conștient că ești protejat spiritual și emoțional. Ori de câte ori ești într-o situație aspră, să-i spun așa, cere imediat îngerilor să te protejeze. Foarte frumos mesaj. Mergem mai departe cu mesajele tarotului. Am aici un nou pachet de tarot, de data asta tarotul gigant. O persoană dragă mie mi-a făcut cadou acest set de cărți. Sunt foarte frumoase și foarte clare, foarte mari. Am hotărât ca această lectură să o fac cu aceste carduri. Le voi amesteca mai greu, deoarece sunt mari, pot scăpa din mână, dar ușor, ușor voi reuși să aduc mesajele tarotului pentru voi, dragii mei lei, care mă urmăriți în acest moment sau sunteți interesați de un leu. Da? Să vedem ce mesaje au cardurile de tarot pentru voi, da? În acest moment. 9 de spade, primul card de tarot pentru tine, spune că urmează o perioadă de calm mental în care este posibil să ai experiențe de natură extrasenzorială, mai pe înțelesul tuturor, gândit la rece. Vei putea pentru o perioadă să încetezi luptele cu cei din jur și astfel vei simți pacea mentală. Cartea 9 de spade mai spune că vei intra într-un ciclu de claritate mentală. Deci tot ce are legătură cu activitatea mentală va fi la un nivel foarte bun de echilibru, stabilitate și concentrare. Mergem mai departe cu cardul iubirii, așa îi spun eu acestui card. Deci, relația cu partenerul de viață, dragul meu, draga mea leu, este complicată. Lecția pe care această carte
te invită să o înveți este de a-ți iubi partenerul și de a renunța la orice fel de adversitate și conflicte. Sănătatea leului este în strânsă relație cu gândurile și acțiunile pe care le transmite partenerului de viață. Dragul meu, draga mea, deschide-te iubirii necondiționate. Este momentul să-ți asculți inima și nu mintea sau ego-ul. Mergem mai departe cu 4 de spade. În cazul leilor, gânduri impure, negative, negre. Vei intra într-un ciclu în care trecutul sau împrejurările îți aduc în memorie gânduri negre, ceea ce duce o atitudine dură față de ceilalți. Este bine de știut că aceste gânduri nu au venit spre tine, ci tu te-ai dus spre ele prin asociații legate de trecut. De asemenea, nu toate gândurile ne aparțin. Ele pot fi induse sau transmise și de la alții, deoarece trăim într-un ocean de gânduri. Cartea ne spune să nu ne atașăm de astfel de gânduri, să nu le dăm importanță. Mergem mai departe pentru lei, 4 de cupe. Această carte vorbește despre faptul că în această perioadă îți este foarte greu să accepți situațiile din viața ta. Este ca și cum nu reușești să digeri ceea ce se întâmplă. Soluția momentului este de a accepta tot ceea ce vine, deoarece aceste întâmplări sunt doar efecte ale unor acțiuni din trecutul tău. Este foarte important să accepți evenimentele, deoarece poți ajunge la stări de extremă nervozitate și boli în sfera digestivă. Am ajuns și la ultimul card, ultimul mesaj pentru lei din această lectură, 10 de cupe. Este o carte pozitivă care închide această lectură. Soarele va străluci și pe strada ta, dragul meu, draga mea, leu. Pentru doamnele leoaice care aveți partenerul de viață plecat departe, cartea vă spune că vine acasă. Pentru domnii lei este un moment foarte benefic din toate punctele de vedere, sănătate fizică, echilibru mental și realizări de orice natură. Este momentul optim pentru a demara orice proiect, plan cu șanse mari de reușită. Foarte bine aspectată este latura profesională. Poți fi avansat la locul de muncă în calitate de șef, poți primi o mărire de salariu. Deci, leule, vin lucruri bune pentru tine. Bucură-te! Și am ajuns la final. Sper că ți-a plăcut această lectură și totodată ai vrut să vezi aceste mesaje aici pe canalul Raze Divine. Abonează-te dacă îți place ceea ce fac și urmărește-mă și pe rețelele de socializare Telegram și Facebook. Primește îmbrățișarea mea puternică, plină de lumină, de iubire, de căldură, amintindu-ți că ești un magician al vieții pentru că ești co-creator al realității tale pe care o poți schimba, astfel devii adevăratul proprietar al destinului tău. Mulțumesc pentru participarea la această minunată comunitate de conștiință. Ne reauzim în curând într-o nouă lectură. Namaste!